Pliculețele cu denumiri ca Special Gold aveau prețul de 25 de bani bucata. Pe internet pot fi găsite foarte multe imagini cu pliculețele Special Gold, o denumire folosită pe scară largă pentru un anumit tip de etnobotanice. Acestea erau considerate acum câțiva ani droguri de mare risc și au fost interzise. Potrivit reprezentanților ANAF, plicurile Special Gold au fost confiscate de către biroul Vamal Gorj și predate finanțelor publice pentru a fi comercializate la magazinul propriu la prețuri sub cele ale pieței. Pliculețele cu plante decorative au fost confiscate de biroul Vamal Gorj. Ele au fost predate spre valorificare administrației județene a finanțelor publice Gorj. Mostre din produsele confiscate au fost expertizate de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor București din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Luminița Penciu, purtătorul de cuvânt al AJFP Gorj, a explicat că plantele au fost verificate în laboratoarele DIICOT și nu a fost identificată vreo substanță psihotropă. Din raportul de cercetare tehnico-științifică a rezultat că probele cercetate nu conțin substanțe stupefiante sau psihotrope conform legii 143/2000 privind combaterea și prevenirea traficului și a consumului ilicit de droguri. În urma scandalului izbucnit în mass media în ultimele zile, toate plicurile au fost retrase de la vânzare, urmând să fie efectuate noi teste. Prețul de valorificare era de 25 de bani bucata. Având în vedere informațiile apărute, produsele au fost retrase de la vânzare. Marfa va fi distrusă în cazul în care se va dovedi că în componența acesteia erau substanțe interzise. Pliculețe cu numele celor disponibile la ANAF apar, de exemplu, într-un proces de la Tribunalul Prahova. În dosarul respectiv, 12 persoane au fost condamnate pentru infracțiunea de trafic de droguri de risc în formă continuată. Fenomenul etnobotanicelor s-a redus ca intensitate în ultimii ani, însă în perioada 2008-2012 făceau ravagii în România. Presa a scris în anii trecuți despre practica utilizată de traficanții de droguri de a aduce și comercializa în România pe post de îngrășăminte astfel de substanțe.